Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică SUA, la un nou video. Cumva îmi cer scuze pentru întârziere. De obicei am zis că fac măcar un video pe săptămână, poate chiar două. Dar am fost destul de prins cu canalul de Telegram, și care l-am de vreo lună și ceva, și mai nou, începând de mâine, 5 decembrie, voi deschide și un grup canal privat de Telegram pe Bursa de Valori București, unde zilnic voi, în special seara, voi pune analize pentru a doua zi. Și asta îmi cam ia destul de mult timp, așa că cine dorește să se aboneze pe unul din aceste două canale și grupuri, deci pe un canal postez doar eu analize, pe grup, membrii grupului postează, între ei vorbesc, între ei, fundamental, tehnic, ce vor ei, da, și evident contribui și eu la... la convorbire, dar aici postez doar eu, doar analizele. Astfel încât, inițial am făcut un grup și acolo postam și analize, dar la un moment dat, dacă de exemplu la ora 10 postam eu analize, la ora 4 cine putea să intre, o persoană care intra la ora 4 deja avea vreo 80 de mesaje, astfel încât nu mai știa unde sunt analizele mele, unde sunt... poze, și atunci am făcut două lucruri diferite, evident intră în același bani, canalul este diferit și postez doar eu, grupul acolo se vorbește, pune poze, ce vreți voi faceți, evident doar despre BVB, evident puteți să vorbiți și din punct de vedere fundamental. Pe cripto la fel, dacă sunteți fani cripto și tranzacționați intraday sau la day trading, faceți un trading ăla, să țineți o zi, două, cum fac și eu, pe graficul maxim, graficul pe o oră, sunteți bineveniți, aveți această reducere și pentru că tot este marți, este Sfântul Nicolae, da, și vine cu cadouri, vin și eu cu un mic cadou, cu o mică ofertă, da, de 220 de RON pentru cea mai puternică strategie din punctul meu de vedere care există, și anume strategia care eu am folosit-o timp de 15 ani pe Forex și o folosesc pe toate piețele, fie că este cripto, Forex, Bursa de Valori București și piața americană, o folosesc cu succes. Ea poate fi folosită atât pe graficul de o oră, cât și pe graficul weekly, astfel încât o puteți folosi pe absolut orice piață. Și nu uitați, cel care cumpără cursuri de la mine are întreaga mea susținere, îmi puteți scrie oricând pe e-mail, orice nelămurire, dacă există, da, îmi puteți scrie și astfel încât vă susțin, vă ghidez să înțelegeți perfect și evident să câștigați din ce în ce mai mulți bani cu strategia mea. Și repet, strategia și ofertele sunt valabile doar inclusiv marți de Sfântul Nicolae, deci miercuri dimineața, cumva, când mă trezesc, vom reveni la prețurile normale. Deci cam asta ar fi ca și introducere, să știți despre ce este vorba. Aici aveți un video în care am vorbit mai mult despre cele două cursuri. Evident, vor urma multe altele, astfel încât să acopăr toată gama de analiză tehnică. Și voi vă alegeți ce doriți, cine vrea să devină trader, să facă o afacere, să devină un business trader, da? Poate le cumpere gradat în funcție de posibilitățile financiare sau cum este acum să profitați de această reducere, să le cumpărați pe amândouă. Bun, mergem la... începem analizele noastre, indicele americane, SP500, am finalizat valul 4 și ușor, ușor ne îndreptăm spre finalizarea lui, sperăm undeva cât mai sus. Deocamdată observăm acest pattern specific valului 3, ia să-l debinfăm că nu-mi place așa,
Da, și prețul am dat deja lung ultima dată când am făcut video spre valul 3. Aici avem dublu top, să vedem dacă prețul va reacționa și va coboră apoi spre valul 4. Vom vedea. Este bine să fim atenți la această zonă, la acest prag pe indicele american S&P 500. O să iau câteva la rând, câteva analize. Opa, pardon, trebuia să dau click pe... De fapt, nu știu ce reprezintă culorile. Bun, vom trece cumva rapid și mergem pe această acțiune, Alcoa, cred. Ia să vedem. Da, Alcoa Corporation. Da, avem finalizat cele 5 mari valuri. Le observați. Cred că trebuia să dau graficul daily. Pentru voi, pentru cei care nu cunoașteți Elliott Wave, pare destul de ciudat aceste litere și cifre colorate. Credeți-mă că ele sunt foarte, foarte importante pentru etichetarea trecutului în funcție de mișcările de preț ale din trecut ale unui grafic pot determina ce va face prețul în viitor. Asta este cumva și definiția analizei tehnice, numai că această metodă de analiză numită Elliott Wave este cea mai bună posibilă vreodată pe acest pământ, da, care este foarte și sigur. Deci, am finalizat valul A, vom urca spre valul B. De obicei, valul B este format din mai multe valuri. Vom lua la modul cel mai simplist acest scenariu. Longul l-am dat când am făcut ultimul video. Se vede, prețul a crescut frumușel. 58% pe Alcoa, zic eu că este un randament foarte, foarte bun și prețul va mai urca probabil până pe aici undeva, unde probabil va face un dublu top și trebuie să avem grijă la aceste zone. Uite, le și marcăm frumos aici. Să vedem, poate va trece mai sus de al doilea target. Bun, mergem mai departe la Apple. Apple-ul din nou a finalizat valul 5, avem A, B, C. Aici avem mai multe variante, să vedem ce va lege piața. Putem să avem, de exemplu, varianta 1, 2, 3, 4, 5 și prețul să crească. Sau putem avea o altă variantă, hai să punem pe daily. Să avem ceva de acest gen. Punem culoare albastră. Ia să vedem ce avem aici. Supercycle. Ăsta trebuie să fie mai mare. Punem, nu știu. Totul. Hai să lăsăm așa. Dar deocamdată aștept finalizarea acestui range, aceste mișcări laterale, da? Și dacă suntem în prima variantă, ar fi super, pentru că prețul ar trebui să crească destul de frumos. Din nou aici mai avem un 1, 1, 2 și vom începe să urcăm. Așa că, da, hai să lăsăm așa. Da, vom vedea dacă prețul va trece de această zonă, atunci vom căuta oportunități de long. Punem culoarea verde. Și dacă prețul va sparge în jos, vom căuta oportunități de short. Acum suntem, imaginați-vă o intersecție, această mișcare laterală, până nu sparge într-un fel sau altul, nu știm ce va face și după cum poate știți, eu nu sunt investitor, ci speculator. Tranzacționez pe maxim 4 ore, mai mult pe o oră și poți câștiga în câteva zile sume frumoase de bani.
Da, în aceste vremuri tulburi care se află acum economia mondială și tot felul de focare de război care mocnesc, da? Nu prea e bine de investit din punctul meu de vedere. Evident, voi faceți ce vreți voi. Eu, tranzacționând 15 ani pe Forex, m-am învățat cu stilul de scalping mai mult. Bine, nu tranzacționez chiar pe un minut, pe 5 minute, dar mai mult day trading, 2-3 zile și am ieșit, aștept corecția, intru din nou și pentru mine este foarte bine că oricând am nevoie de bani pot să marchez profitul. Bun, asta este Apple. Observați că iau la întâmplare. Aici avem valul 4. Sunt prea mari totuși. Parcă mai bine. Aici putem să avem în vedere un potențial short. Știi despre cumva, despre asta vorbesc. Ups, mi-a dispărut. Setări, mergem aici. Punem H4. Bun. Așa, da. Cam așa tranzacționez eu. De exemplu, eu aș fi intrat aici, aș fi ieșit undeva în această zonă, aș aștepta finalizarea valului 2, undeva în această zonă aș fi intrat, aș fi luat short, aș fi ieșit aici, pentru că după cum vedeți, cam ia să vedem unde ești Fibonacci. Nu trebuia să-l pun invers. Ia să vedem. Cam banul invers, m-am zăpăcit. Ce Dumnezeu. Așa, da. Da, observați că dacă... Ia să punem noi. Mă gândeam la două lucruri în același timp și a ieșit o mică varză. Da, presupunem că intram undeva short, ca așa aveam semnal. Aici undeva ieșeam. Și dacă nu ieșeam, da, să spunem că aici aveam, nu știu, să spunem că aveam 2000 de ron, 3000 de ron câștig, da, eu tranzacționez pe o platformă care am contul în ron și nu în dolari și undeva, cam aici mă învârt ca și profit, 2000-3000 de ron pe o tranzacție. Gândiți-vă că aici aveam 3000 de ron profitul și dacă în ghilimele să spunem că eram investitor, sau mă rog, nu se poate spune, dar dau un exemplu, da, pe trend descendent, lăsam banii. Deja observați că prețul a ajuns la 61%, deci mai mult de... deci aici pierdeam 1500 de ron, aici vreo 18, cam 2000 de ron le pierdeam, da? Și aveam un profit de probabil de vreo 10-1000 de ron, poate și mai puțin, știind că finalizez valul 3, eu marchez profitul, aici... Da, stau la pândă, aștept semnal de short. Evident, vă recomand strategia mea care este, din punctul meu de vedere, foarte, foarte, sau, mă rog, nu pot spune cea mai bună, dar în 15 ani am testat tot ce există pe piața Forex, orice există pe analiză tehnică, am testat 10 sute strategii și am ales, până la urmă, am rafinat din toate cunoștința mea, din toate informațiile la tehnică, toate elementele, mi-am ales o strategie, am rafinat-o până nu mai am să mai dau deoparte, am filtrat și astfel încât este cea mai bună variantă posibilă de strategie și cu ajutorul ei voi ști exact când anume să intru short și nu-l voi lăsa decât undeva pe aici. Și din nou voi avea un randament, zic eu, destul de mare, destul de frumos, undeva în jur de 27, poate 30% doar pe această companie. Deci, dragii mei, aveți în vedere acest short pe această companie. Bun. Hai să vedem ce mai avem. Mergem mai departe. Aici, pe această companie, avem finalizat valul C
și vom urca, observați o mișcare laterală specifică valului 4, posibil ca el să coboare puțin. Dar de ce nu mă lasă? Opa! Așa, da. Da, și de-abia de aici prețul să urce spre... Acum. Spre valul 5, să vedem. Deocamdată eu mă uit doar la long pe această companie. Bun. Așteptăm un short și apoi un long frumos. Mergem mai departe, ADP. Ia uitați ce frumos a dus prețul. Am dat semnal de long din această zonă. Zic eu că poate s-a finalizat valul C din valul 4 și am dat long. Uitați ce, ia să vedem ce randament a avut. 22% în cam o lună și ceva, cam jumătate. Dar se putea câștiga bani frumoși. Iată că prețul se îndreaptă spre finalizarea valului 5 din C. Vom șterge această variantă. Prețul, a spus, dacă sparge această zonă, va coborî. A oprit direct și a început să crească. Deci sper că ați prins acest long. AEO, ia uite, frate, ce s-a dus acesta. A finalizat valul. Ia să dăm mai zoom. Da, ia uitați ce frumos. A crescut. Ia să vedem ce randament. Cine l-a prins? L-a prins 63%. Foarte, foarte tare această companie ca și viteză. S-a dus ca trăznetul. Bravo celui care a prins. Analiza mea a fost... Dar nu cere de ce nu vrei. Poftim. Așa. Nu știu ce nu vreau în partea asta, probabil am semnele astea pe aici. Mă aștept ca și luni, marți, prețul să urce, dar nu foarte mult. Deja ați văzut că prețul a crescut un randament de 60 și ceva la sută și de aici mă aștept la o coborâre. Puteți să prindeți longuri pe time frame-ul de un sfert de oră, dar apoi vă sfătuiesc să ieșiți. Ia să vedem, punem aici o zonă, opa, am luat altceva. Ok, punem. Ok, și așa, fericită, bravo, bun. Deci cam așa aș vedea pe această companie. Observați că nu mă interesează cum se cheamă compania, nu mă interesează ce vinde compania, nu mă interesează indicatori, ce face SEO, ce plan de viitor are, da, EBITDA și PER-ul și ce mai vreți voi, ce datorii are, ce profit are, nu mă interesează. Eu ca să câștig, în cazul acesta puteam, dacă n-am intrat pe ea, puteam să câștig vreo 5.000-6.000 de RON, probabil într-o lună, doar pe această acțiune și zic eu că cu două, trei acțiuni pe o lună pot să câștiga lejer 2000 de euro tranzacționând pe companiile americane care au un zvâc teribil. Da, și nu am nevoie să investitor. Odată intrat aici, nu mă uit cu zilele pe platformă, îmi pun alarme când prețul ajunge în această zonă sau cum calculez eu în funcție de Fibonacci și de teoria pe care o știu. Și pe măsură ce prețul urcă, eu ridic, v-am învățat, da, întotdeauna folosesc stop-loss-ul și pe măsură ce prețul urcă, urc și eu stop-loss-ul, urc, astfel încât profitul meu este din ce în ce mai mare și cel mai important este asigurat, da? În momentul când, dacă să spunem că am luat stop-loss-ul aici, eu să spunem că am intrat undeva aici, pun și eu aleatoriu, da? Profitul meu este asigurat, indiferent ce se întâmplă în piață. Observați că prețul iar urcă. Am pus stop loss-ul aici. Acesta este profitul meu.
sigur, mă bazez pe ei și când închid acest lucru, fie intrusor, fie caut alte oportunități, care, slavă cerului, la 3.000 și ceva de companii, 4.000 cât are America, este imposibil să nu găsești. Mai ales că v-am învățat, sau v-am sfătuit, mai bine zis, să căutați acele platforme care să tranzacționați atât long cât și short și permanent puteți câștiga sume frumoase de bani. Bun, aici mă aștept la o creștere, dacă vrei tu așa, punem un long frumos, un verde. Da, suntem pe graficul de 4 ore. Cam așa aș vedea, am valul 5, nu există valul 6 sau 7, după valul 5 urmează un ABC. Aici am un flat, mă aștept la o cădere foarte, foarte mare, sub maximul, sau mă rog, maximul valului A, deci undeva pe la 140-120 de dolari, de la 300, vom vedea. De aceea tranzacționesor, pentru că nu mă surprinde nimic, nu mă interesează ce se întâmplă în lume și n-am cum să pierd decât banii pe care eu i-am ales să îi pierd. Iată că pe această companie, pe graficul de 4 ore, am dat direcție short undeva, cred că de la 31 de dolari, prețul s-a dus până la 12, a făcut aici un dublu bottom. În mod normal ar fi trebuit să coboare, dar mai mult ca sigur că în această zonă va urca și voi șterge, pentru că acum am văzut o chestie și anume, din punct de vedere Elliot, un pattern care mi-arată final, opa, nu știu ce, azi duminică, cred că nu acceptă să ia uite, azi fac și o prostie. Hai să vă le arăt așa. 1, 2, 3, 4, 5. Da, și mă aștept ca la această zonă prețul să urce și după cum vedeți, conform săgeții, va urca foarte, foarte mult. Ca un prim target ar fi această zonă și zic eu că un randament de 170 de la sută ar fi excelent. Observăm că prețul a țâșnit, suntem pe 4 ore, este absolut minunat. Hai să mai iau încă una și mă duc. Deja 23 de minute. Aici suntem pe 0, prețul stă cumva pe loc. Posibil ca tot acest cărnaț să se fi finalizat. Observați că am dat direcție short de la 0, ia să vedem cât a căzut de curiozitate. Cine a intrat short a câștigat 38% aproximativ, că e 38, că e 35, că e 29, nu contează, direcția a fost perfectă, am văzut bine shortul. Felicitări celor care l-au luat. Hai să vedem un long peste această zonă când prețul va urca. Da? Va urca frumos, vom șterge aceste săgeți și mai ales deocamdată că e posibil ca prețul să mai coboare, deci atât timp cât prețul se află sub, mă aștept la short, când prețul ajunge și trece de această zonă, mă aștept la un long, ceea ce aștept finalizarea acestui trend foarte mare, foarte lung. Ho, 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 doamne, dar din eu căzut. Mamma mia, nu știu ce probleme are această companie din punct de vedere fundamental. Doamne, fratele meu, de la 155 de dolari a căzut la aproape un dolar. Da, ce este mare pasionat de analiză fundamentală, este bine venit să cerceteze, să caute rapoartele companiei, să vadă ce prostii sau ce s-a întâmplat practic cu această companie. Pe mine nu mă interesează, eu dacă vreau să câștig bani, aștept semnal de long. Și într-o câteva zile, o săptămână, pot să marchez vreo 3-4 mii de ron, sau, mă rog, da, aproape 1000 de euro. Doar long, aștept short, tot așa, v-am explicat stilul meu.
Hai, ultima și mă duc, că tot este pe verde, că e duminică și vreau să merg la un film, la Meniul, la Mol și la 4 și ceva. Aici din nou valul 4, valul 5, subdivizat, am dat long, s-a împlinit, am dat short în această zonă, s-a împlinit, mă aștept ca prețul să mai coboare puțin și undeva din această zonă prețul să crească și la fel ca și compania anterioară. Pentru conservator este bine de intrat long, pentru cei care place puțin riscul, stați puțin, facem așa, ăsta o luăm și o punem aici, da, ceva de genul acesta. Hai să le punem așa paralel să dea bine. Și data viitoare probabil o să continui cu următoarele, dar zic eu că aveți una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece companii, foarte bine, da? Aveți de unde să alegeți în următoarele zile. Dragii mei, nu uitați oferta mea de până marți seara, sau mai bine până miercuri dimineața, da, când mă trezesc, dar până marți seara cel mai bine puteți achiziționa, în special strategia de intrare, și pe măsură ce vreți să învățați analiză tehnică, să cumpărați și acest curs care vă arată trendul, când vezi un trend că se finalizează cu ajutorul patternului Candle Slick, când să intri la mijlocul trendului pe baza patternului, dau 100, deci au 150 de slide-uri, da, cu multe, multe, multe exemple, tot cursul este practic, eu nu lălăi deloc, intrăm în primele 3 minute deja, intrăm în practică, mie nu-mi place teoria, să găsiți istoric pe net, habar n-am, nu știu. Eu sunt foarte, foarte pragmatic și nu o lălăi deloc în cursurile mele. Cum am văzut pe la alții cu prinsul, stai să vorbesc 40 de minute, vorbești teoria. Nu, frate, am nevoie de bani, pac, pac. Tiki-taka, vorba lui Becal. Bun, cine e interesat de cripto, îl aștept să aboneze pe canalul de cripto, privat, evident. Cine e interesat de BVB, îl aștept să se aboneze. Da, nu uitați, această ofertă este valabilă până marți seara, marți noaptea. Și repet, aveți susținerea mea să îmi scrieți pe e-mail. Și apropo, site-ul, da, o să aveți link-ul jos în comentariu. Site-ul se cheamă Analiza Tehnică la zi. Intrați la contact. Și la contact aveți acest e-mail și pe acest bază, acest e-mail îmi scrieți, răducul, nu am înțeles cu tare sau am înțeles și am câștigat suma X de bani pe compania respectivă pe baza strategiei tale, etc., etc., ce vreți voi, vă aștept cu drag. Vă doresc o lună frumoasă, relaxată, plăcută, Moș Nicolae bogat în cadouri, da, și până data viitoare, până la următorul video, vă doresc toate cele foarte, foarte bune!